Aleile din parcul Șipote s-au degradat atât de mult încât deplasarea oricărui turist care vrea să ajungă la statuia lui Ștefan cel Mare se face foarte nevoios. Pe aici, pe acolo, câte un copac rupt stă să pice. Aspectul nu-i determină însă pe tinerii boemi îndrăgostiți de muzică să-și caute inspirația printre arborii din parc. Pentru că nu este un loc îngrijit, nu este un loc care lumea ar trebui să lucreze mai mult la această zonă, să facă curățenie, să lipsește. Pe de altă parte, sucevenii aflați la a doua tinerețe sunt cuprinși de nostalgie atunci când se plimbă prin parcul de la poalele cetății de scaun. Păi ce avea? Era, uite, la toate băncile, era coșuri de gunoi, era lampadare pe toată aleea așa până sus, acum au dispărut toate coșurile de gunoi. Tineretul nostru, educat acum în democrație. În timp ce vizitatorii arată cu degetul spre deșeurile aruncate la voia întâmplării pe platoul cetății, reprezentanții direcției silvice spun că tocmai trecătorii se fac vinovați de dezastrul din parc. Pădurarii spun că nu reușesc să strângă tot gunoiul pe care turiștii sau tinerii petrecăreți îl produc în zonă. Păi, noi suntem acum într-o acțiune de curățenie și încercăm să fie frumos și prângile și hârtiile și tot. Mă să se păstreze. Problema este că nu se păstrează. Nu se păstrează. Nu se păstrează. Mai ales zilele astea de sărbători. Mâine iar este sărbătoare, iar ar să fie în mâine iar să fie în și asta e a doua oară anul ăsta și tot facem prin rotați fiecare pădurar cu oameni, dar na, nu se păstrează. Nu doar gunoiul aruncat la voia întâmplării constituie o problemă în Șipote. Statuia ridicată în cinstea celui mai mare român al neamului se află într-o stare avansată de degradare. Plăcile de travertin, care se desprind de pe soclul statuii lui Ștefan cel Mare, pun în pericol viața trecătorilor. O nouă placă de travertin s-a desprins de pe soclul statuii lui Ștefan cel Mare. Întrebarea este, îi pasă cuiva?